cel care propune un prim cunoscut al acestui neam, Severflot, a spune că neamul ar începe cu un David Hrâșdeu, care a avut 4 fii, Efrem, Andronic, Teodorache și Dumitru. Dacă alți 3 au murit fără prea multe mențiuni în actele timpului, Efrem Hrâșdeu este cel care va propulsa acest neam spre mărire. S-a spus că anume el era cel păcălat de Hotin, care în anul 1653, conform spuselor lui Miron Costin, a fost pus păcălat de către Gheorghe Ștefan și a refuzat să se supună lui Vasile Lupul la revenirea lui în scaun cu ajutoare de la cazaci. Însă în același timp apare menționat și un Ionaș Coiefrin Colici, la 14 martie 1653, ceea ce aduce cu gândul la posibilitatea ca vreun fiu de al lui Efrem Hrâșdeu să fie ocupat această pregătorie. În timpul domniei Miron Barnovski, el primește Danie satul Dolinien pentru slujbă dreaptă și credincioasă. Miron Barnovski domnește între 1626-1629. În timpul domniei lui Alexandru Miriaș, care Efrem Hrâșdeu este nevoit să privegească în Polonia, de unde se va întoarce odată cu cea de-a doua domnie desenescută a lui Moise Movilă, 1633-1634. Apar ca martor într-un an care este datat între 1 septembrie 1632 și 31 august 1633. Moise Movilă îi va întoarce moșia Dolinien, care între timp fusese confiscată de către Alexandru Iaș și făcută zanie lui Ștefan Locofăr. O mică precizare, în Moldova medievală și începutul epocii moderne, a nu te supune unui domn, însemna de asemenea de a fugi și de a părăsi țara. Așa? Judecând noul cazul, da, noul domn îi întoarce moșia lui Efrem Hrâșdeu, în schimbul a 100 galbeni ungurești, dați pentru nevoile țării și pe care îi va pune în folosință sultanului turc. În anii următori, Efrem Hrâșdeu va primi confirmare pentru stăpânirea unor părți din satul Cetnicăuți, Șândreni, așa, Dumini și alte. În mai multe actele, în mai multe acte ale vremii, va apărea ca martor. La 20 martie 1639, Efrem Hrâșdeu, împreună cu frații săi, Dumitru și Andronic, a primit renumirea pentru stăpânirea pe jumătate de sat Nescoi. Evenimentele dramatice din a doua jumătate a secolului al XVII-lea au dus atât la mărirea neamului Hrâșdeu, cât și în scurt timp la căderea lui. Căsătoria lui Ștefan Hrâșdeu, fiul lui Efrem Hrâșdeu cu Alexandra Petriceicu, sora lui Ștefan Petriceicu, va fi determinantă în destinul acestei ramuri a familiei Hrâșdeu. Simpatizați cu mișcarea lui Hârcu și Durac, hârșdienii vor participa la confruntările militare polon-otomane și vor pleca în Polonia împreună cu Ștefan Petriceicu. Știm cu toții vorba Hârcu da și Vodă da și Hârcu ba. De aici, din acele timpuri de răstriște, datează această denumire. Fie rănit după bătălia de la Cotin din anul 1673, fie căzut chiar pe câmpul de luptă de acolo, Ștefan Hrâșdeu nu mai era în viață în anul 1676, când fiii lui primeau indigenat colon. După cum era obișnuit în asemenea cazuri, procedura obținerii de către moldoveni a indigenatului trebuia să fie precedată de către hotărârile seniorilor regionale. În legătură cu acest element, am dorit să aducem câteva precizări. Ștefan Petriceicu, așa cum rezultă din
textul prezentat mai sus, nu avea moștenitori pe linie masculină și a ales pe cei doi, Nicolae și Iancu Hâșdău, nepoți de soră și moștenitori de sânge, cei mai apropiați ai domniei, citat. Aceștia, fiii lui Ștefan Hâșdău, mort la Ceaor, vor fi înviat de către Domnul, care tocmai își pierduse scaunul domnesc. Despre faptul că fiii lui Ștefan Hâșdău au fost considerați și au pretins că sunt moștenitori al lui Ștefan Hâșdău, rezultă și din actele prezentate de Tadeu Hâșdău în confirmarea statutului de nobil. Interesante sunt și alte detalii legate de obținerea statutului de indigenat al celor doi fii ai lui Ștefan Hâșdău. În aceeași perioadă, unchiul lor de pe tată, Gheorghe și Miron, primeau diplome de înnobilare. Aparent, s-ar părea, deci, între înnobilare și indigenat nu este nicio diferență. Dar ne aflăm în mediul polonez, un mediu pedant, foarte atent la aspectele genealogice. Ce se întâmplă? Indigenatul era dat pentru străini. Înnobilarea era dată pentru pământeni, pentru polonezi. Și atunci, un reprezentant al neamului Hâșdău primește înnobilare, adică este polonez, alt reprezentant al neamului Hâșdău primește indigenat, adică este recunoscut ca supus străin. Străin și împământenit în Polonia. Lucrurile sunt simple. Cei doi fii erau înfiați de către Ștefan Petricicu, deci erau considerați deja moldoveni, pe când ceilalți doi, descendenți din neamul lui Efrim Hâșdău, fiul lui David Hâșdău, probabil erau polonezi, cu care ocazie Sofia au fi apărut ei în Moldova, la sfârșitul secolului al XVI-lea, la 1595, Ieremia Movilă vine cu o bună parte din Marea Boierimii Moldovenească existentă la acea vreme, din Polonia și ocupă la sfârșitul sau în a doua jumătate secolului, în a doua jumătate al anului 1595, scaunul domnesc. Împreună cu ei, în Moldova, vine și un contingent militar. Între acești militari, probabil, s-o fi aflat acel David Hâșdău, tatăl lui Efrim Hâșdău și al fiilor săi, cel care a dat Moldovii o descendență frumoasă, între care și cei doi fii, înviat de către Ștefan Petricecu și dintre unul dintre înșii se va trage și Bogdan Petricecu Hâșdău. Eu la comunicările anterioare am arătat această ascendență, aici am pus să mă opresc în special la evenimentele din secolul al XVII-lea, un secol foarte interesant, cu multe răsturnări de situații, în care însă cei mai puternici rezistau. Iată, neamul Hâșdăilor se află printre cei care au luptat, au trecut prin toate zbuciumările timpurilor și au revenit în Moldova, au revenit în România și au făcut performanțele pe care le-au făcut de-a lungul vremii. Vă mulțumim, domnul profesor. Este considerat că aveți vize de reședință la toate conferințele noastre și vă mulțumim pentru... E o mare cinste și o mare pentru... Mersi, foarte bine. Deci am vorbit prealabil și despre ziua de mâine și mi-a scăpat să vă spun că nu numai expoziția de fotografii o să fie lansată pe urmele lui Bogdan Petricecu Hâșdău, dar o să fie și un spectacol teatralizat unde o să fie recitate poezii semnate de Bogdan Petricecu Hâșdău,
și un spectacol, un fragment din piesa Răzvan și Didra a lui Bogdan Petrucei Vajdel. De aceea vă așteptăm cu drag. Adică, aici? Aici, mâine, da. Și îi oferim în continuare cuvânt doamnei dr. Oxana Ghirma, care ne va vorbi despre lucrarea Răzvan și Didra, formulă romantică a dramatismului intern. Poftiți, domnule! Despre partea, despre activitatea literară a importantă de cei Vrăjdeu și, în special, despre opera dramatică, care este considerată partea cea mai valoroasă critică literară. Bogdan Petrucei Vrăjdeu s-a impus în cultura românească prin proiecte științifice de putemul pe rezonanță în epoca sa. Istoria critică a mâinilor, etimologicul magnum, prudente de îmbătrâni, mișcarea literilor de la Lingie și doar câteva lucrări, care au adus renumele unui valoros enciclopedist, lingvist, lexicograf, folclorist, critic, publicist, istoric, jurist, adică al unui geniu universal, așa cum s-a dus supranumit de George Călinescu. Pentru cercetătorii în zilei de astăzi, el rămâne un adevărat monstru de erudiție, un titan al culturii naționale. În literatură, Bogdan Petrucei Vrăjdeu se evidențiază pentru o puternică forță creatoare. El se manifestă ca traducător, critic dramatic, publicist, poet, prozator și dramaturg. Detașându-se de scriitorii timpului său, atât prin viziunile nonconformiste, inovatoare, prin deschiderea pentru experiment și libertate în creație, dar mai ales prin curajul cu care se lansează în lumea literară a timpului. Majoritatea lucrărilor sale au provocat nenumărate controverse în critica literară și au asigurat faima unui spirit recalcitrant, care sparge tiparele literare ale epocii. Poezia Complotul Cubii, surprinzătoare ca limbaj și ca viziune artistică, scandaloasa novelă Duduca Mănuca, din memoriile unui studente apărut în 1862, pentru care i s-a întocmit și un proces, fiind nevoit de a publica peste 2 ani, varianta cenzurată a novelei intitulată Micuța. Poezia sa, de factură romantică, cultivă totuși un romantism tenebros, așa cum spune Mihai Zamfir, inspirat de la Schiller, Heine și Shakespeare, totul diferit decât cel cultivat de scriitorii timpului. Proza, la fel, în contextul scrierilor epocii, strâns în corsetate în canon, se distinge printr-o narație autentică, simplă și degajată. În exegeza literară, proza cașteiană e considerată, în pofida particularităților romantice pe care le denotă, prima formă radicală a realismului românesc. Fiind istoric, pasionat de arhivă, Vrăjdeu a avut predilecție pentru literatura de inspirație istorică. În 1865 apare o monografie istorică intitulată Ioan Vodă cel Public, aflată la cotarul dintre istorie și literatură. Istoricul este un ouvrier și un artist totodată. Scrie autorul în prefața primei sale încercări de a da forme artistice realităților de trecutul neamului. Abordarea genului istoric presupune o documentare solidă, fapt pe care scriitorul găsește de cuvință să-l confeseze. Voi cita. Mai întâi de toate, în curs de mai mulți ani, îngropându-mă în biblioteci și arhive străine și naționale, strânse în sudoarea pieței grămezi de material în legătură directă și indirectă cu obiectul acestei cărticele. Apoi supuse indigesta profesiune la 3 scalpelor de artă, critică, perspectivă și colorit. Citat încheiat. Monografia Ioan Vodă cel Cumplit a fost considerată o formă de liricizare a istoriei, cum observă criticii, o proză artistică de cea mai pură esență ce proiectează figura voievodului în mit, deplasând accentul de pe aspectul documentar pe planul 2. Vrăjdeu alege la început epicul ca formă de literaturizare a evenimentelor și personalităților istoriei naționale. Însă, în perioada studenției, încă din perioada studenției, el redactează în limba rusă un fragment de roman istoric, intitulat Arbore, și spița dramatică Domnița Rusanda, în variantă rusă și română, care însă a avut succesul, n-a avut succesul de a mai apoi al romanului istoric Pusita, apărut în 1867, operă ce constituie o contribuție reală la dezvoltarea genului.
Sub aspect artistic, romanul este o uimitoare frescă artistică a Moldovei din începutul secolului al XVI-lea, una dintre primele de acest gen în literatura română. Și dacă proza lui Cașteu marchează etapa de maturizare artistică a scriitorului, dramaturgia reprezintă apogeul său în domeniul literaturii. De altfel, în proza istorică cașteiană, cercetătorii remarcă predilecția sa pentru genul dramatic. Citez. În reconstituirea epocii, în descrierea eroilor, ca și în motivarea pronunțită a acțiunilor acestora, prozătorul Cașteu îl anunță de aproape pe dramaturgul de Răzvan și Vidra, cu deosebirea că, în viitoarea piesă, la care reflecta de pe atunci, autorul va deschide larg poarta motivărilor sociale și patriotice a diferitelor comportări, menținând ideea de ursită, dar concepându-o mult mai în acord cu circunstanțe reale ale evoluției destinelor omenești. Atât în novelă, cât și în roman, autorul folosește abil unele procedee și particularități de esență dramatică, precum lovitura de teatru, suspansul, comicul de situație și de limbaj, intriga puternic evidențiată și altele, pentru a spori impactul faptelor narrate asupra cititorului. În proză sunt utilizate cu succes exclamația melodramatică, reflecția generală și patetică, enumerația și întrebarea retorică. Atât în novelă, cât și în roman, comportamentul personajelor în dialog este de esență scenică. Ele vorbesc ironic, nuanțat, se demonstrează prin cuvinte și gesturi de parcă ar juca teatru. Scrierile epice ale lui Cașteu dovedesc vocația sa de dramaturg, care se va realiza în deplin în lucrările Trei crai de la răsărit, intitulată la început Ordon Nerezia, Trei miri și trei mirese, fragmentul dramatic Răposatul Costernic și drama în vers Răzvan și Vidra, inițial numită Răzvan Vot. Interesul scriitorului față de genul dramatic devine evident și din publicistica sa. În calitate de cronicar dramatic, așa cum notează cercetătorul Ion Oprișan, Bogdan Petricei Cașteu a fost unul dintre cei din tâi critici care au făcut distinția clară între textul poetic, între dramă, și reprezentarea scenică a acestuia. Scriitorul se informează despre marele teatru universal și deseori se pronunță în privința aparițiilor literare ale dramaturgiei scriitorului. El se expune argumentat pe marginea încercărilor dramatice ale lui George Aksaki, Vasilie Alexandrie și alții. Cașteu stabilește care ar fi trăsăturile esențiale ale speciei și observă cât de mult se ridică scrierile dramatice ale timpului la aceste ripori. Tot în aprecierile critice, Cașteu motivează preferința sa pentru drama. Citez. Drama și numai drama e în stare de a reproduce viața umană cum este ea. Fără a o arunci, fără a o tăia în categorii, fără a o desfigura prin subiectivitatea autorului. Urmând calea propriilor concepții despre arta dramatică, Cașteu devine creatorul dramei în versuri de inspirație istorică, fondatorul acestei specii în literatura română. Răzvan și Vidra este lucrarea care definește individualitatea creatoare a lui Cașteu, reprezentând partea cea mai consistentă, din punct de vedere artistic, și cea mai rezistentă în timp a operei sale. Piesa apare în 1867 și intră prompt în atenția exigeției literare. Aprecierile critice sunt înregistrate în revista Concordii Literare. Inspirată dintr-o scriere istorică a lui Bălcescu, dar și alte cronici și documente de arhivă pe care autorul le citează în notele explicative, lucrarea fructifică părți savuroase din folclorul literar românesc, balade și cântece cantecești, și din istoria neamului, într-o formă profund poetică și prin excelență dramatică. Sub acest aspect am putea afirma că Cașteu urmează orientările generației pașoptiste și programul literar expus de Bogălnicianu în revista Dacia Literară, care sugera scriitorilor să creeze o literatură originală prin valorificarea folclorului, istoriei, datinilor și spiritualității naționale. Cașteu are conștiința estetică a valorilor literare și, în special, în ceea ce privește textele dramatice, el manifestă spirit critic. În prefață la drama sa, el face o incursiune teoretică despre particularitățile speciei, aducând drept exemple câteva modele consacrate. Cercetătorii literari comentează atracția lui Cașteu față de modelul shakespearian, pe care îl asimilează creativ în opera sa dramatică. De altfel, Cașteu recunoaște însuși preferința
experiența sa pentru Shakespeare și apropiere deliberată față de acesta, ca și de tragedia antică. Citez: profunda mea admirație pentru Sofocle nu mă împiedică niciodată de a idolatriza pe Shakespeare, afirmă creatorul. Din Shakespeare am luat mulțimea și caracteristica varietatea personajelor dramei, ceea ce lipsește tragediei grece. Din Sofocle am luat simplicitatea intrigii, ce lipsește tragediei moderne, în care evenimentul dramatic apare complicat prin mulțimea actelor. Mulțime zadarnică, momentele tragice de natură fiind scurte și trecătoare. Din Shakespeare am luat contrastul dintre sublim și bufon, dintre plâns și râs, contrast care ne întâmpină la tot pasul în viața zilnică și care lipsește tragediei antice. O să omorâi de la început și până la sfârșit. Din Sofocle am luat patosul, arta de a trăda prin cuvinte suferințele fizice și morale, mișcările eroice, care vizitează câteodată minte și inima omului, partea slabă în tragedia modernă. Citată încheiată. Răzvan și Vibra prinde o galerie memorabilă de personaje dramatice, înzestrate cu trăsături caracteriale de pictorii și autentice pentru tipurile sociale și umane pe care le reprezintă. Tipurile sociale schițează tabloul pestrița la aparențelor umane ale epocii, care în ansamblu formează un fundal de contrast pentru portretul protagonistului. Meritul lui Hașdiu constă însă în construcția figurii lui Răzvan, personaj complex, care se metamorfozează la fiecare etapă a evoluției sale pe ierarhia sociopolitică. Dintr-un reprezentant al unei pături sociale disprețuite, Răzvan devine capitan de caiduci, ofițer în armata poloniză, hatman și apoi domn. Evoluția sa este de esență romantică prin excepționalitatea personajului, care se comportă ca un adevărat erou, indiferent de situație. Complexitatea protagonistului este și rezultatul complexare structurii. El este și luminos, pozitiv, în raport cu ceilalți, dar dovedește și un aspect negativ prin setea sa de mărire. Răzvan e un romantic tipic, măcinat de o ambiție ca de o boală și care își descoperă treptat esența demoniacă. Prin urmare, dramatismul operei se degajă nu numai din situațiile critice cu care se confruntă eroul, ci mai ales din natura sa. În acest sens, criticii literari contemporani constată că nu ca dramă istorică ne interesează Răzvan și Vidra, plină de anacronisme, ci ca drama unei pasiuni general umane. Accentul cade pe modul în care autorul explorează sufletul uman ca structura virtuților și viciilor, a aspirațiilor înalte și a pasiunilor deșarte, la hotarul acestor elemente contradictorii, aflându-se cauza sfârșitului tragic al lui Răzvan.